și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iată mesajul Sfântului Simeon, a dreptului Simeon, a preavechiului de zile Simeon, în clipa când pune în legătură sufletul și trupul său cu Hristos pe care îl ia în brațe. Deci oricine moare în păcat cu Hristos, moare asemenea dreptului Simeon, îmbrăcat în slava Duhului Sfânt. Praznicul de astăzi este unul din, să spun așa, cele mai frumoase praznice împărătești, pentru că toate strălucesc în salba lor, care de care mai frumos. Dar acesta este primul praznic în care se pune, accent pe binecuvântarea arherească și preoțească a templului, care va rămâne dăinuitoare de-a lungul legii celei noi, ca o putere a bisericii, cum v-am spus și altă dată, izvorul cel plin de binecuvântare. Deci, a doua oară, după tăierea împrejur, la 40 de zile, Mântuitorul Iisus Hristos, adică Dumnezeu cel ce ține văile și dealurile și munții și cerul și stelele și luna, vine și se lasă purtat în brațe de un bătrân învechit de zile, dar îmbunătățit în lucrarea duhovnicească, care își cere slobozenia sufletului pentru îndoiala în credință. Ca să ne aducem aminte de începutul acestui praznic, trebuie să știți câteva lucruri minunate. Încă de pe vremea egipteanului Ptolemeu Filadelfu, s-a pregătit tâlcuirea Sfintei Scripturi și trecerea ei într-o traducere din a Septuagintei în greacă, din limba ebraică. Și de ce s-a făcut acest lucru? Din două motive binecuvântate. Întâi și întâi, că iudeii care au simțit împlinirea profețiilor și prorociilor venirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume, au încercat, așa cum se demonstrează pentru mai târziu, încercarea de mimare sau schimbarea Sfintei Scripturi. Ei și-au făcut și ei o lege pe care o respectă, au și ei un fel de scriptură, au acea toră pe care o respectă și în care sunt crescuți de mititei și până în ziua de astăzi, dar ei sunt, de fapt și de drept, primii dușmani lui Iisus Hristos, încă de la prorocirea venirii Lui în lume prin negarea și a puterii Fecioarei Maria, și a puterii lui Iisus Hristos ca prunc, și a puterii Lui ca Mântuitor și ca Învățător Mesianic, și ca Cel răstignit și înviat, dând argint, spuneți că L-au furat. Mergând mai departe de la acest lucru, un alt motiv pentru care s-a trecut la traducerea Scripturii de această ceată de 70 de înțelepți, între care făcea parte și dreptul Simeon, era tocmai faptul că vremea venind și timpurile trecând avea să se schimbe și avea să se modifice o parte din adevăratele înțelesuri ale Sfintei Scripturi, și atunci s-a pus accent pe această lucrare comună pe care însuși Scriptura o întărește când spune, în baza a 2-3 marturi sau chiar a mai multor marturi, stă cuvântul adevărului. Deci 70 fiind nu puteau ca să greșească și fiind încă din cei mai înțelepți. Asta cu vreo 250 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Acestui bătrân Simeon i-a picat să tâlcuiască în acel moment capitolul de la Isaia, și ajungând la versetul 7:14, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc, a stârnit un fel de curiozitate în mintea lui, un fel de îndoială în mintea lui, și nu el primul, sunt astăzi destui, care a zis, nu se poate, e o greșeală, nu pricep, trebuie să fie o scăpare, o interpretare. Și atunci rade frumos pergamentul, deci rade pergamentul său curat și scrie cum crede el de cuvință. O femeie sau o tânără tăinuită de bărbatul ei va naște prunc. Interpretând versetul mai departe. Noaptea, lucrarea Duhului Sfânt, prin puterile cerești și îngerești, adică prin Arhanghelul Gabriel, vine și îi șterge pergamentul, repetându-se acest lucru de 3 ori. Iar a treia oară, cu tremurat bătrânul și crezând că cei din Consiliul de Traducere, adică din ceata lor, i-ar fi șters acolo, pentru a treia oară întărește cu
același argument și putere că o fecioară sau o tânără tăinuită de bărbatul ei va naște prunc. Și întreg capitolul până la capăt. Și îi va pune numele Emanuel, să tâlcuiește cu noi Dumnezeu și așa mai departe. Deci, în clipa aceea, arhanghelul Gabriel vine în fața lui și îi spune: pentru că te-ai îndoit în inima ta, nu vei vedea moartea până nu vei vedea mântuirea poții. Adică a cui mântuire? Nu a lui personală, ci mântuirea întregii lumi. Este pentru, ca să spunem așa, este pentru prima dată când un arhanghel vestește, nu? Arhanghelii și toate celelalte puteri cerești au mai avut roluri deosebite în actele de mântuire a lumii, încă de la Moise, încă de la Noe, încă de la Avram și așa mai departe, până în zilele noastre. Deci, acești mesageri sau purtători de har sau purtători de mesaj, de putere de la Dumnezeu, au lucrat în viața legii vechi, a poporului din legea veche, și le-au arătat prin multe semne și multe întâmplări lucruri minunate prin care Dumnezeu, și cum v-am spus și altădată, i-a scos la limanul cel liniștit, deși poporul iudeu era un popor sălbatic și îndărătnic. Lucru demonstrat de Mântuitorul Hristos când intră în Ierusalim călare pe mânzul Asinei, deci un pui de măgar, care se știe din tradiții foarte răzvrătiți, foarte îndărătniți și nu se lasă ușor încălecați. Deci prin bunătatea și smerenia cu care Mântuitorul vine în lume și nemăsurata lui iubire de oameni, reușește și într-adevăr covârșește acest popor sălbatic și răzvrătit prin minunile și binefacerile pe care îi le dă, să-l aducă la adevărata cunoștință, întâi prin lucrarea lui Dumnezeu Tatăl Savaot al Vechiului Testament și apoi prin lucrarea Harului atunci când legea cea nouă vine, și așa cum spune la Iordan că Ioan este împlinitorul sau pecetea celor două testamente, iată că în acea clipă Simeon este pecetea celor două legi. Prin cuvântul și gura lui Simeon se întâlnesc cele două surori, legea veche și legea cea nouă, față în față. Cealaltă plinindu-se, cealaltă desăvârșindu-se. Deci lumină spre descoperirea neamurilor. Lumină spre descoperirea neamurilor. Vine legea cea nouă, deci este lumină. Iar cea veche, care ai descoperit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Toate popoarele au știut de legea veche, toate popoarele au știut de poporul lui Israel, toate popoarele au fost trecute și supuse poporului Israel prin puterea lui Dumnezeu, dar acum se termină cu această supunere și arătare și se trece la luminare. Deci exact ca și la păcat. Se părăsește păcatul și începe desăvârșirea. Ca să vorbim mai departe și să ajungem deci la acest lucru, trebuie să știți în continuare că în clipa când timpul s-a trecut și vremurile s-au scurs, lucrurile n-au decurs la întâmplare, ci prin însuși darul lui Dumnezeu, în clipa împlinirii pruncului a 40 de zile, molifta obișnuită pe care o face femeia creștină în biserică, când îmbisericește pruncul și îl împărtășește și îl închină preotul la altar și la icoane, i-al face cu bună știință că este necurată până la 40 de zile prin acele loji și resturi trupești care rămân în urma nașterii pruncului. Dar la fecioară, fiind naștere mai presus de fire, nici n-au existat aceste lucruri, dar n-a călcat legea veche, ci a venit doar să se supună legii vechi și spun tradițiile că cei bogați aduceau un miel. Cei bogați veneau mai plini de slavă, dar Maria, Fecioara și cu dreptul Iosif au venit cu ori doi pui de turturele, ori doi pui de porumbel. Le-au adus doi pui de porumbel. Și nu întâmplător le-au adus acești doi pui de porumbel. Puteau să aducă miel, dar mielul era în brațele lui Simeon și în brațele Fecioarei Maria, vestit mai târziu de Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Și puteau la fel de bine să n-aducă porumbei, dar era necesitatea acelor porumbei și prezența lor acolo. Prin ce? Porumbelul de la potop simboliza pacea și încetarea potopului pe pământ. Deci cum porumbelul de la Iordan va arăta încetarea păcatelor și scăderea lor prin legea Harului,
Și unul din acei doi porumbei care erau de față era smerenia și curățenia sufletească mai presus de mintea Fecioarei Maria, care era curată ca un porumbel al păcii, deci venea să împace lumea cu ziditorul, fiindcă ea era purtătorul de mesaj sau mitrasul cel dumnezeiesc, ce nu s-ardea cadelnița, rugul, năstrapa, masa, norul duhovnicesc, etc. Putem vorbi la minus infinit de prorocii. Dar, în același timp, al doilea porumbel era porumbelul Dumnezeului celui pământesc întrupat în chip de om, deci a Logosului întrupat, care și el de data aceasta arată căci cu pace vine să se închine oamenilor și să fie binecuvântat și supus prin toate etapele legii vechi ca om fiind, deci și nu în același timp arătându-și slava pe care i-a arătat-o lui Moise Dumnezeu atunci când îi dădea legea pe Sinai. Fulgere, tunete, zgomote, cutremure, fum, deci fel de fel de îngroziri, și i-a spus să nu se apropie poporul, că cine se apropie de munte va muri. Iată, de data aceasta în templu era plin de oameni, era plin de femei cu prunci la 40 de zile, când nu era singură fecioara, dar în același timp dreptul Simeon, gârbovit și plin de ani, 300 de ani, ca să fim așa aproximativ, dacă cu 250 de ani înainte s-a scris Scriptura în greacă de Septuagintă și el avea pe atunci vreo 50-60, că era un înțelept al vremii, deci 300 și ceva de ani, gârbovit de ani, dar plin de puterea Duhului Sfânt, o rază de lumină spune că s-a făcut în mintea bătrânului din lucrarea Duhului Sfânt și pruncul din brațele Fecioare. Lucra cele două firi, cum am spus, una omenească, una dumnezească. Omenească venea să se supună prin semnul porumbelului și al împăcării, iar dumnezească îl lumina pe Simeon să-și împlinească dezlegarea de canon dumnezeesc. Și s-a apropiat în ușa altarului, a preluat pruncul din brațele Fecioarei Maria și cum arată mai departe Scriptura, folosind exact versetul de aici, că e frumos. Și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Deci vedeți că nu era un om ca oarecare. Nu era un om de cei de prin bufet sau de cei ce vin rar la biserică sau n-au legătură cu Dumnezeu. Drept fiind. Și îi se vestise lui de Dumnezeu că nu va vedea moartea, deci ce am discutat adineauri, și când a ajuns după obiceiul legii, l-a primit în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Deci iată unde există act mai mare de smerenie. Dumnezeu vine și binecuvintează arheria, preoția, vine binecuvintează botezul, taina nunții, taina morții, apocăința Euharistiei, și tu vii să binecuvintezi pe Dumnezeu. Și preotul binecuvintează. Nu spune binecuvântarea Domnului peste voi toți. Dar ce face? Preia mesajul Duhului Sfânt și preia în numele cuvântului lui Dumnezeu și ne trimite nouă binecuvântarea. Dar de data aceasta binecuvântarea la fel se transmite, numai este în chip nevăzut. Întâi Duhul Sfânt îl luminează pe Simeon să apară, deci o binecuvântare putea să lipsească în acea zi de la templu, bătrân fiind, iar după aceea luminat de Duhul Sfânt și el binecuvintează pe Dumnezeu. Dar cum îl binecuvintează? Nu-l mai binecuvintează în smerenia legii vechi, jertfind un țap sau un miel sau un ied sau un vițel ca să-l stropească cu sânge, să-l curățească. Ci cei doi pui de porumbel care sunt aduși jertfă arată că la fel de mică era prunca Maria și curată ca un porumbel când a venit în templu de la 3 ani și a rămas în slujba lui Dumnezeu, smerită, blândă și curată, la fel și Iisus Hristos ca un porumbel mititel vine la 8 zile, întâi la o zi se naște în poalele Fecioarei Maria, fără palate împărătești, stă în ieslea vacilor pe turiște, și în aceeași clipă la 8 zile vine să-l taie arhiereul cu mâini grosolane și cu cuțit de piatră împrejurul trupului pentru împlinirea legii vechi. Atâta sânge a curs și din Fecioara Maria în clipa răbdării și a jertfei ei sufletești, deci a fost sângele curățeniei și a smereniei, și atâta sânge curge și din Iisus Hristos la tăierea împrejur și la smerirea pe sine până la plinirea dragostei desăvârșite în lume. Și spune mai departe, după ce l-a primit în brațele sale, a zis,
Acum slobozește pe robul tău. Exact cu ce am început. Cine s-a împăcat cu Dumnezeu, cu adevărat s-a slobozit. De ce? Pleacă de la viața pământească și se duce spre viața cerească, adică merge acolo unde în casa Tatălui meu multe locașuri sunt și eu mă duc, spune Hristos, tot El folosește termenul, să vă gătesc împărăția cea rânduită vouă de la întemeierea lumii. Deci iată de când Dumnezeu din iubire pregătea locașul dreptilor. După cuvântul tău în pace. De-abia acum și-a adus aminte dreptul Simeon de cuvântul care l-a primit prin Arhanghel de la Duhul Sfânt și nu vei muri până nu vei vedea mântuirea. Și iată binecuvântarea de acum începe. De acum începe adevărata prorocie. Deci din curățenia și Duhul Sfânt pe care l-avea, a prorocit de a uimit pe toți până în zilele noastre. Că văzură ochii mei mântuirea ta. Acum înțeleg că Dumnezeu le poate pe toate. Exact cum spune încântarea de la Postul Mare și eu totdeauna o spun și o folosesc când cineva își face planuri din astea pesimiste și începe să descurajeze. Că ai cu tare, că ai cu tare. Și orice sfat veți sfătui, risipi-l va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Deci acest mesaj că văzură ochii mei mântuirea ta rămâne un semn și o pecete că nimeni nu se poate opune acestei mântuirii a lui Dumnezeu. Acest plan nu va mai fi de jucat vreodată sau desfăcut din lucrarea lui pornită din Duhul Sfânt. Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Tuturor popoarelor, deci rămâne clar că mărturia nu este numai pentru Israel. Și de la Evanghelia de ieri ați auzit frumos când s-a spus și corect a spus Mântuitorul într-o altă Evanghelie apostolilor, să nu vă duceți în cetate de samarineni sau în altă cetate de păgâni, să nu intrați numai la oile pierdute a casei lui Israel. De ce a folosit acest termen când Simeon arată că este gătită înaintea feței tuturor popoarelor? Nu vă este vouă în măsură să mă explicați pe mine, spune Dumnezeu. Eu am să le mișc inima și orice ați vorbi voi este inutil, dar când Duhul Sfânt va lucra inima lor și aceștia vor veni singuri la mântuire, că spune la Capernaum cu sutașul, mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor cina cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Deci vezi? Dar e treaba lui Dumnezeu, nu e treaba noastră. Și mergem și mai departe un pic. În clipa când samarineanca de ieri a venit și s-a închinat, ce a zis? Dumnezeu a tăcut. Dar în următoarea clipă Dumnezeu a spus, eu n-arunc pâine la câini. Ce a fost mesajul? N-am învățătură pentru păgâni. Întoarceți-vă dacă aveți nevoie. Și Duhul Sfânt a cercetat-o. În ce fel a cercetat-o? Ca și la stejarul Mamre, când a cercetat pe Sodoma și Gomora, dacă mai este o șansă de îndreptare în inima lor. Și mesajul Duhului Sfânt purtat din acele cuvinte, n-am pâine pentru câini, automat s-a lipit de inima ei și mare a fost credința ei, că automat a schimbat mesajul păgânesc a Dumnezeului celui necunoscut de ea și slab la minte din piatră și lemn făcut, că a spus da, dar și un câine mănâncă de la stăpânul său ce cade de pe masă. Deci nici n-avea nevoie. A înțeles Hananianca la minunea care a văzut-o, cum spune în duminica de ieri, că nici nu-i nevoie să-i dea Dumnezeu totul, că nu merită, că nu-i din Israel. Dar dacă o fărmătură îi dă să împlinește totul și pleacă și de la ea necredința și să naște credința, lumina, deci ce-a gătit Dumnezeu, mântuire tuturor popoarelor. Și mergând și mai departe, spune mai departe, lumină spre descoperirea neamurilor. Când spune lumină spre descoperirea neamurilor, arată clar că legea cea nouă sau legea Harului rămâne veșnică lumină. Așa spunea Părintele Stăniloae, Dumnezeu este iubire și lumină. Deci, dacă lumina e spre descoperirea neamurilor și căror neamuri, de-abia în Iisus Hristos și Elinu și robul și păgânul și toți sunt slobozi. Deci iată ce neamuri, neamuri binecuvântate. Și aici mă opresc și spun iarăși lumină spre descoperirea neamurilor, un lucru minunat. Religia creștină. Biserica creștină și învățătura creștină a lui Iisus Hristos este ca și o fecioară. O fecioară, o fată mare. În clipa când ea va găsi mire pe măsura ei, ea va fi coptată, deși este curtată de mulți. Vor creștinism și păgânii, vor și budiștii, și yoghinii, și brahmanii, și mahomedanii, și arabii, și toți. Dar nu-l înțeleg pentru că nu-l merită, nu s-a deschis ochii minții.
Și știi ce spun? Exact ca și un necredincios sau un curvar care spune, a, fecioară. Același lucru de disgust și de dispreț pe care îl are un necredincios față de un credincios sau o femeie sau un bărbat curat, același dezgust îl are și un păgân când n-a înțeles pe deplin lumina ortodoxiei sau a creștinătății propovăduite de Hristos prin înviere și prin moartea Lui. Deci, este ceva care trebuie să te atragă întâi, ca apoi să te luminezi. Că ea e lumină spre descoperirea neamurilor, dar nu neamurile se descoperă spre lumină, ci lumina spre neamuri. Soarele când răsare peste tot pământul, răsare și peste drepți și peste păcătoși. Dar nu răsare forțat că vreau păcătoși sau vreau drepții, că vrea Dumnezeu. Și când în inima fiecăruia răsare lumina cea adevărată, că așa spune la liturghie, am văzut lumina cea adevărată, am văzut Duhul cel ceresc, nedespărțitei treimi închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi, e clar că deja neamurile vin la lumină și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și slavă poporului tău, Israel! De ce îi spune slavă? Îi spune slavă din două motive, că nu te-a lepădat Dumnezeu pentru relele care le-ai făcut. A răbdat și-a îndreptat și-a potolit și-a cârmuit și-a cârpit și-a reparat până ce într-adevăr din neamul lui David și din speța lui Iuda a ieșit. Chiar dacă cei care erau de față încercau vicleșuguri și viclenii prin mâna satanei, bineînțeles, drept fiind n-a vrut să o vădească, dar să o lasă pe ascuns. Minte omenească, fire slăbănoagă, dar îngerul imediat a lucrat și Dumnezeu. Nu te teme să o iei, că are de la Duhul Sfânt în frânsa. Și în pruncul ce se va naște, Iisus și va fi mântuitor. Și Iosif și mama se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Era firesc să se mire. Deci cum să nu se mire când ea singură nu le știa pe toate? Nu le știa că nu le înțelegea, le văzuse, le auzise, dar nu știa despre ce este vorba. Mergând mai departe în tradiția bisericii, se spune că în clipa când a terminat Simeon de vorbit, a mai spus ultima prorocie care rămâne pentru toate veacurile, o apocalipsă a creștinătății. Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora. De ce? Spune că spre căderea și ridicarea multora, ca să se completeze mai târziu cu spusa evanghelistului. Peste cine va cădea această piatră, îl va spulbera. Deci când va veni judecata pentru toți cei ce vor să dărâme sau să denigreze sau să strâmbe sau să distrugă ortodoxia, Hristos îi face praf, cum spune la psalm, ca praf în fața vântului, ca tine în fața uliților. Deci cum se ia glodul pe picioare și îl târii de colo-colo și nu-l mai vezi, la fel să ia și păcătosul din calea lui Dumnezeu când distruge legea sau actul care el vrea să-l împlinească. Dar spre căderea, căci cine se va împiedica de această piatră se va sfărâma? Iarăși spune evanghelistul, dar de ce se va sfărâma? Cine nu-L înțelege pe Hristos și cine nu înțelege pe Fecioara Maria, întotdeauna va avea dezbinarea în el. De ce? Sectele niciodată n-au ajuns să înțeleagă adevărata sfințenie sau adevărata supraputere, ca să spunem, dăruită Fecioarei Maria prin cuvântul lui Luca, cea plină de daruri, Domnul este cu tine, sau a căutat spre smerenia roabei sale. Deci ei nu înțeleg această cantitate de Duh Sfânt revărsată din prea plinul lui Dumnezeu într-o fecioară curată și supusă în toate până la jertfă. Până la jertfă, că putea să fie omorâtă cu pietre de idei, care are burtă și n-are bărbat. Sau l-are bătrân și nu-i posibil să facă copii. Dar iată că smerenia ei a ridicat-o. Și ei nu înțeleg acele daruri. Și nu vor să le înțeleagă. De aceea s-au sfărâmat și s-au format multe, multe, multe și mii și mii de învățături și de grupulețe și de bisericuțe. Dar Dumnezeu îi lasă să vadă lumina spre descoperirea neamurilor, să vină singur la adevăr. Iar cei ce nu cred vor pieri. Iar spre căderea multora este mesajul clar al Mântuitorului Iisus Hristos, care El este legat imediat de lumină spre descoperirea neamurilor. Noi suntem tentați tot timpul să spunem așa, ei sărace, s-or mântui și ei într-un fel, că dacă nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu e așa. De vreme ce Evanghelia arată că este spre căderea și ridicarea multora, de vreme ce Evanghelia arată că și răsăritul și apusul vin la masă cu Iacov, cu Avram și cu Isaac, de vreme ce Evanghelia arată că e lumină spre descoperirea neamurilor,
și este și lege pentru popoare, este clar că așa cum a învățat cibernetică și medicină și fizică și psihiatrie și astronomie și psihologie și limbi străine, trebuie să știe auzit și de Hristos. Nu-s legate clopotele în vată tamponată să nu se audă când sună. Nu-s legate undele de radio să nu se audă slujba. Nu sunt legate glasurile și urechile oamenilor să n-audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor să audă. S-au tipărit și se tipăresc milioane de cărți. Tipăresc cărți nefolositoare, la fel și popoarele păgâne au luat contactul cu cărțile folositoare. Dar nu vor, folosesc același termen care îl spun creștinii noștri cei mai slabi. Zice, nu mă interesează, că dacă cunosc mă judec greu, mai bine să nu știu. Nici nu știu, dar și cad. Cad pentru că lumina stă deasupra, nu stă sub obroc și nici sub pat. Lumina și cetatea stau pe vârful muntelui și sunt văzute, și de aia spune la ortodoxie, faptele voastre să lumineze înaintea oamenilor ca făclien sfeșnic. Deci Hristos și-a trimis întâi faptele Lui să lumineze, viața Lui, dragostea Lui, dorința Lui, și apoi s-a arătat lumii. S-a arătat luat în brațe de Simeon. O dumnezeire care ține întreg pământul și tot ce este făcut din nimic și adus la ființă, stă în brațele unui bătrân, precum cleștele cel de heruvim ducea cândva cărbunele dumnezeesc. Deci prorocii adânci și înalte. Fecioara Maria îl poartă în pântece pe cel ce ține toate. Deci ea nu este mai mare ca Dumnezeu, dar este sfântă din izvorul de sfințenie al lui Dumnezeu. De aceea cine înțelege aceste două lucruri, identitatea Mântuitorului Iisus Hristos, să nu o dezbine de treime, că și astăzi lucrează împreună, unite și neamestecate, Duhul Sfânt îl luminează pe Simeon, Simeon ia în brață pruncul, luminat de Duhul Sfânt spune prorocii, deci iată, ei lucrează împreună, iar Tatăl se veselește de lucrarea celor doi, cum spune la dogmatică. Mergem mai departe și cu asta ne oprim. Dar prin sufletul tău, Marie, sabie va trece. De ce? Răstignirea, scârba și toate celelalte suferite de Hristos nu sunt altceva decât chinurile nașterii Fecioarei Maria. De ce? Sunt chinurile bisericii de a naște creștinismul. Chinurile ei nu sunt chinuri carnale, nu sunt chinuri cu lojii și cu resturi fetale, ci sunt chinuri duhovnicești prin care biserica își naște pe fiii duhovnicești din sângele și din apa cursă din coasta lui când stă pe cruce. Iar acele chinuri pe care Fecioara Maria le vede până la întunecarea cerului, până la ruperea catapetesnei, până la înroșirea lunii ca sângele, până la cutremurarea pământului cu tremură rărunchii și inima ei de mamă dumnezeiască, dar în același timp o întărește pe ce principiu? Dacă Dumnezeu le-a rânduit pe toate, scoate El ceva la capăt. Atât era credința ei, nu că nu se mai poate. Deci știa că totul se va împlini. Și deși era mama lui Dumnezeu, n-a binevoit Hristos să-i descopere ei întâi învierea. Ci a fost o altă Marie, o Marie care să fie simbolul întregilor Marii și ale femei ale lumii, că viața din înviere vine și din lumină vine. Și mergând spuneți celorlalte că a înviat Domnul și celor din Galileea și așa mai departe. Și Ana la fel a prorocit. Dar pe Ana n-a pus-o la întâmplare astăzi aici, ci a pus-o ca să vadă văduvele creștine că nu mai trebuie să se schimonosească ca maimuțele sămărite de la 50-60 de ani în sus, după ce le-a murit bărbații, că Dumnezeu le-a curățit și le-a izbăvit și le-a lăsat timp de mântuire. Iar ele, deși sunt caragioase prin vârstă și prin zbârciturile obrazului și prin gârbovirea bătrâneții, încă se mai prostesc, încă să mai slăbănogesc cu trupul și cu mintea, vopsindu-se ca papagalii ceia care trag bilete în piață, crezând că vor mai fi acostate sau vor mai fi repudiate de tinerii care și-ar pierde vremea sau bătrânii de genul lor la fel, care ar mai întemeia familii spre dezmăț și nu spre cinste. Deci de aceea și biserica stă împotriva acestui lucru cu multă tărie când spune văduvele să fie cinstite și curate și drepte și așa mai departe, cum făcea această bătrână, care numai 7 ani a vețuit cu bărbatul ei și apoi și-a închinat viața bisericii și templului. Psaltirea, ceaslovul, rugăciunea, postul, Sfânta Împărtășanie și raiul, mamă. Deci nu mai este nevoie de prostii și invenții și lucruri forțate, că dacă nu mă cunun Sfinția ta, mă duc la alt preu și tot mă cunună. Du-te că preoția e universală și canonul și rânduiala bisericii universală, nu te oprește nimeni. Dar și în iad sunt locuri destule.
Stă iadul deschis și tot strigă gol, gol, gol. Și se umple. Cu ce se umple? Se umple cu oameni mândri și care nu vor să înțeleagă legea lui Dumnezeu. Și venind ea, în acel ceas a lăudat pe Dumnezeu și vorbea despre prunc, despre prorocițană. Dar după ce s-au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, iar pruncul creștea și se umplea și se întărea cu Duhul. De ce se umplea și se întărea cu Duhul și creștea? Pentru că era Dumnezeu care de acum sporea și sporea în învățătură și toți se luminau de aceste minuni și taine. Și mai mult decât atât, tot tradițiile bisericești spun și învață că în clipa când Simeon, în clipa când Simeon a terminat și prorociile de spus, oasele lui s-au risipit la altar, pur și simplu au rămas o grămadă de oase, au fost îngropate lângă templu, iar după 1000 de ani, Roman, împăratul din Constantinopol, le aduce și le îngroapă la Constantinopol și mai departe, spunând și alte tradiții, niște cărți citite de Nicodim Mândiță, odată cu Hristos la înviere, că ar fi înviat și Simeon dreptul și a fost văzut în Ierusalim de Ana și Caiafa. Astea nu mai știu, așa le-am citit, așa vi le spun, le găsiți în cărțile lui Mândița. Încă un lucru care trebuie să vă rămână în minte ca final de învățătură, deci curățenia, închinarea pruncului la biserică, îmbisericirea lui, legătura cu Duhul Sfânt, legătura cu Dumnezeu, rămâne legătura definitivă între biserică și creștin cu preotul și arhiereul. Arhiereul nu era prezent de data aceasta, dar a fost prezent la tăierea împrejur. Arhiereul n-a fost prezent de data aceasta, dar poate că era în Sfânta Sfinților și aducea jertfă pentru cei de față. Dar preotul care era de față, bătrânul Simeon, n-a făcut altceva decât să dea binecuvântare. Tot darul de săvârșit de sus este de la tine pogorându-se Părintele Luminilor. Deci vezi de unde vine darul de săvârșit și preotul este organul și arhiereul prin care noi luăm binecuvântarea. Nu a venit Hristos în mâna pastorului, n-a venit în mâna cardinalului, n-a venit în mâna iehovistului, n-a venit în mâna penticostalului, a adventistului, a evanghelistului sau a protestantului sau a păgânului sau a japonezului sau a budistului sau a radiestezistului, ci în mâna preotului Simeon, drept, bătrân și plin de Duhul Sfânt. Ei, căutați-vă biserica unde sunt preoți, unde este Duhul Sfânt, unde este binecuvântare. Că binecuvântarea se dă numai prin mână dumnezeiască, adică prin mâna lui Dumnezeu, și arhiereul când își pune capul pe mâna celui care îl hirotonește, așa spune, dumnezeiescul har. Deci nu spune, vin eu sau îți dau eu, dumnezeiescul har. Domnului, ne rugăm ca darul Duhului Sfânt să vină peste robul Dumnezeu acesta. Și când el îți varsă ție Duhul Sfânt, tu mai departe poți să-l vergi că l-ai primit ca izvor de la cel mai mare decât tine, deci de la, cum am spus și data trecută, preasfințit. Nu-i preasfințit care moaște, e preasfințit că poate împărți sfințenie. Iar tu ești sfințit pentru că nu mai poți să împarți din sfințenie, nu să dai sfințenie. Sfințenia o iei din faptele tale și o eu cei care te văd. Deci totdeauna să aveți în minte, spre căderea și spre ridicarea multora. Cine vrea să cadă, n-are decât să cadă, este unde cădea, numai să aibă grijă să nu cadă de sus, să nu se zdrobească. Iar cine cade de jos, să aibă grijă să cadă, să se poată ridica, adică să nu se spulbere, ci să se sfarme. E mai ușor a te sfărâma și a te lipi la loc și a te repara, decât a te spulbera. Deci să dea bunul Dumnezeu în acest praznic împărătesc, în această zi de frumoasă sărbătoare, în care lumina și descoperirea neamurilor vine prin Iisus Hristos și prin mâna dreptului Simeon, să fie o lumină tuturor veacurilor. Că biserica cea biruitoare din cer va apăra biserica cea biruitoare de pe pământ în vecii vecilor. Amin.